Bună ziua, sunt Eduard Pastia și vă invit la ediție specială. Astăzi, în prima oră a emisiunii, vom cerceta, adică vom discuta despre cercetarea românească. Ne intenționăm să mergem pe ideea ce am fost și ce am ajuns. Din păcate, prezentul ne oferă o mulțime de oportunități, dar, din păcate, nu reușim să prindem nici măcar una. Acum toți ochii sunt pe celebrul program PNRR, unde avem alocate 2,3 miliarde de euro suport pentru sectorul privat, cercetare și inovare. Cât o fi pentru una și cât pentru alta, greu de știut. Dar revenind, în timp ce toți ochii sunt pe PNRR, statul de drept desfințează Cantacuzino secție cu secție. Laserul de la Măgurele a devenit prea mic pentru Europa așa de mare, contribuția la Agenția Spațială Europeană nu am plătit-o și lista poate continua la nesfârșit. O să încercăm să ne lămurim astăzi, iar invitatul meu este George Epurescu, cercetător științific. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Domnule Epurescu, vă anunț, ar putea să întrerupem emisia pentru că domnul președinte Klaus Iohannis să facă în scurt timp declarații la Cotroceni. România bine educată, haideți să-l auzim. Pentru finalizarea proiectului România Educată și trecerea la faza de implementare. Vorbim despre un proiect care se bazează pe cea mai amplă consultare națională în domeniul educației din perioada post-decembristă, numai puțin de 10.000 de persoane și peste 150 de organizații și de instituții fiind direct implicate. În urma discuțiilor din aceste zile, au reieșit o serie de lucruri importante. În primul rând, coaliția de guvernare și-a exprimat susținerea pentru proiect și chiar săptămâna viitoare, Guvernul României își va asuma prin memorandum țintele și obiectivele României educate, urmând să stabilească un plan clar de acțiune cu responsabili și termene pentru implementare. Am apreciat totodată deschiderea membrilor Parlamentului, inclusiv a celor din opoziție, pentru a colabora la transpunerea legislativă a proiectului. Educația trebuie să fie baza noastră comună de construcție și să nu mai aibă culoare politică. România așteaptă mai mult consens pe astfel de teme esențiale pentru viitorul țării noastre și, din păcate, ceea ce am văzut de prea mulți ani au fost lupte politice sterile care au afectat inclusiv educația. Nu mai putem continua așa dacă vrem ca România să avanseze și să se dezvolte. Așadar, în cel mai scurt timp se va constitui un grup de lucru transpartinic pentru a construi cadrul legislativ care să permită implementarea proiectului. Parlamentul trebuie să fie un pilon central al procesului de reformă a sistemului de educație și prin această asumare poate reda încrederea românilor în aleșii săi. Cu siguranță, procesul de elaborare a acestei viziuni a durat mult, tocmai pentru că mi-am dorit ca în România educată să se regăsească vocile tuturor celor care au propuneri relevante de politică publică. Nu e un secret pentru nimeni că în anumite perioade de guvernare educația nu s-a aflat pe agenda politică, ceea ce a ținut în loc România educată. Am avut apoi ani electorali intenși, a urmat pandemia cu greutățile, dar și cu lecțiile ei valoroase. Acum avem în sfârșit șansa unei discuții constructive, urmate de asumarea transpartinică și de un proces consecvent și stabil de implementare. Am apreciat totodată și larga participare a societății civile la consultările de astăzi, majoritatea contribuind de-a lungul timpului la raportul România Educată. Încă o dată, le mulțumesc pentru implicare și consecvență. În concluzie,
Consultările din aceste zile îmi dau încredere să spun că există fereastra de oportunitate necesară pentru un demers politic și social de durată în educație. Este momentul să trecem la implementarea proiectului România Educată și să dăm întâietate investițiilor în sistemul de educație. De aceea am insistat să fie asigurată finanțarea necesară pentru o parte dintre prioritățile și reformele proiectului, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Mă refer, de exemplu, la reducerea abandonului școlar prin sprijinirea a peste 2500 de unități de învățământ preuniversitar, dotarea 10.000 de laboratoare și cabinete școlare, mobilarea 75.000 de săli de clasă, construirea 140 de creșe și servicii complementare de educație timpurie, realizarea 10 centre de învățământ dual, dezvoltarea unei rețele de școli verzi și formarea a 100.000 de cadre didactice pentru predarea online. Astfel, proiectul România Educată are un sprijin financiar important, istoric, aș spune, în valoare de 3,6 miliarde de euro. Suplimentar, prin alte fonduri europene, vom finanța cu 400 de milioane de euro renovarea unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru garantarea siguranței și a securității copiilor și dascălilor în școli. Revenind la proiectul România Educată, pe scurt despre structura sistemului de învățământ, care rămâne preponderent aceeași. Dezvoltăm educația timpurie, menținem clasa pregătitoare și gimnaziul de la clasa a 5-a la clasa a 8-a. Creștem autonomia școlilor, mai ales acolo unde există capacitatea administrativă necesară. Pentru restul școlilor, vom susține noi forme de sprijin și alocarea de resurse dedicate creșterii calității actului educațional. Schimbări față de structura actuală apar la tranzițiile între etapele educaționale. Ne dorim o mai mare flexibilitate și o centrare a educației pe fiecare elev. Asta înseamnă inclusiv valorizarea celor elemente de profil care individualizează și nu uniformizează. De aceea, deși evaluarea națională rămâne principalul instrument de certificare a competențelor la finalizarea gimnaziului și de repartizare în ciclul următor, am propus ca pe întregul parcurs al semestrului al doilea, unitățile de învățământ și elevii care doresc, subliniez, care doresc, indiferent de rută teoretică, vocațională sau profesională, să poată organiza, respectiv să susțină, un examen suplimentar de admitere. Acest lucru se întâmplă deja pe ruta profesională sau vocațională, fiind doar o extindere și către zona teoretică, oferind o autonomie suplimentară școlilor și încredere elevilor care în tot acest proces vor avea o susținere reală prin activități consecvente de orientare și consiliere. Am propus o nouă structură a învățământului secundar superior, unde vor exista trei tipuri de licee, teoretic, vocațional și profesional, care vor conferi absolvenților, după 4 ani de studiu, acces la examenul de bacalaureat. Poate unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului România Educată este acela de a elimina barierele birocratice care limitau posibilitățile tinerilor de dezvoltare și de a întări dreptul fiecărui elev de a reveni în sistemul de educație și de a-și urma ambițiile atunci când acestea îi pot aduce un viitor mai bun. Așadar, pe scurt, eliminăm birocrația și dacă un elev este, de exemplu, la
un liceu profesional și își dă seama că nu se regăsește acolo și vrea să facă trecerea la unul teoretic sau vocațional. Va putea să se transfere în urma unor testări specifice la liceul dorit. Noul bacalaureat, deschis tuturor și bazat pe competențe, este o altă componentă importantă a României Educate. Îmi doresc un examen care să poată evalua corect capacitatea absolvenților de a se descurca în societate și în viață în general. Un absolvent de liceu, indiferent de profil, trebuie să poată înțelege problemele puse de schimbările climatice sau utilitatea vaccinurilor. Asta înseamnă să ne asigurăm că cetățenia activă nu rămâne doar un deziderat declarativ. În ceea ce privește funcționarea colegiilor terțiare non-universitare, care pot funcționa în universități, dar nu au rang de studii universitare, vreau să fac câteva precizări pentru o înțelegere corectă. Această formă de învățământ care funcționează și astăzi nu se substituie învățământului universitar. Formarea profesională pentru a permite certificarea la nivel de tehnician este cerută de piața muncii și este deschisă tinerilor care nu au susținut sau nu au promovat examenul de bacalaureat sau adulților care doresc să avanseze profesional cu ajutorul unei pregătiri suplimentare de nivel 5 de calificare. Ea nu conferă acces în învățământul superior fără promovarea examenului de bacalaureat. Mai pe scurt, bacalaureatul rămâne obligatoriu pentru studiile universitare, adică pentru licență, masterat și doctorat, indiferent de domeniul de studiu. Pe lângă aceste câteva elemente cheie ale viziunii România Educată, proiectul include și o serie de ținte concrete, printre care scăderea ratei de părăsire timpurii a școlii până la un nivel de cel mult 10%, reducerea ratei de analfabetism funcțional la orizontul anului 2030 sau creșterea competențelor digitale de bază, atât în cazul profesorilor, cât și al elevilor. Cred cu tărie că o Românie puternică este o Românie educată și este nevoie de implicarea tuturor autorităților și forțelor politice pentru a garanta transpunerea în realitate a acestei viziuni în beneficiul fiecărui cetățean. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Da, l-ați ascultat pe președintele Klaus Iohannis, a dat câteva detalii legate de programul României Educat, a anunțat că există susținere din partea puterii pentru acest proiect, va fi asumat de guvern săptămâna viitoare printr-un memorandum. A mers pe ideea de colaborare transpartinică în Parlament, a enumerat lista de investiții în infrastructura educațională, a anunțat sumele 3,6 miliarde de euro plus alte 400 de milioane de euro. Structura de învățământ rămâne aceeași, autonomia școlilor, a vorbit și despre asta, conferirea unei flexibilități ridicate instituțiilor educaționale, liceele vor fi de trei feluri, teoretice, vocaționale, profesionale, noul bacalaureat bazat pe competențe, copiii sau, mă rog, absolvenții să fie pregătiți pentru viața reală. Și, evident, rămâne obligatoriu bacalaureatul, nu vă gândiți la altceva. O să vedem ce va ieși până la urmă. Fie un proiect, îi dăm prezumția de bune intenții, dar am mai avut parte de așa ceva, vă reamintesc, Pactul pentru Educație și multe altele, multe reforme inițiate de cei 30 și ceva de miniștri ai educației. Să sperăm că de data asta iese ceva bun pentru elevi și profesori, învățători, educatori,
așa mai departe. Deci cei care sunt actorii principali în această ecuație, nu pentru politic. Da? Cam asta a fost de la Palatul Cotroceni. În prima parte a emisiunii, domnul George Epurescu, cercetător științific, alături de mine. Bună ziua din nou! Bună ziua! Cercetarea românească. Am văzut partea educațională, să zicem că ne-am lămurit, intențiile sunt ok. Să vedem ce iese, că aici e problema noastră. Multe intenții au sfârșit tragic. Ceea ce privește cercetarea, dumneavoastră sunteți un bun cunoscător al acestui domeniu. În afară de... mai aveți o calitate, dacă puteți dumneavoastră să spuneți? Da, sunt prim vicepreședintele pentru cercetare științifică al Federației Sindicale Hermes. Este o federație recent înființată, tocmai... Dar aveți sub umbrelă pe foarte mulți dintre cercetători Avem mai români. Multe sindicate din cercetare și din învățământul superior. Spuneți-mi ce s-a mai întâmplat la acest laser de la Măgurele. Scos din consorțiul european, sau scos, neadmis. Într-o primă fază au fost probleme, care sunt evoluțiile. S-au băgat foarte mulți bani acolo. Aș face o trecere de la învățământ, de la România asta educată, pentru că noi ne confruntăm chiar astăzi și este un subiect comun, învățământ superior și cercetare, problema CNATCU, cea pe care domnul ministru Câmpeanu o tot atacă, încercând să lase CNATCU, practic, de... să lase fără atribuții până la urmă, prin niște subtilități introduse într-un regulament, să lase practic fără atribuții de a mai... sancționa persoanele care plagiază. Și atunci, care încalcă etica, care încalcă etica în domeniu și din cauza asta, venind cu România Educată sub un minister condus de un ministru care presează, deci săptămâni bune pentru a bloca orice inițiativă de curățenie, de sanare morală a domeniului, pune un pic sub semnul întrebării anunțul din această seară al președintelui, care, aș spune eu, că vine în contextul PNRR, necesitatea cheltuirii unor bani. Din păcate, fondul problemei nu se schimbă. Acest sistem de învățământ moștenit nu se schimbă deloc după declarațiile domnului președinte. De ce spuneți asta? A spus că lucrurile rămân la fel, vor fi niște dotări pe laboratoare, se vor face niște pregătiri pentru 100.000 de cadre didactice. Pentru noi aceste pregătiri înseamnă niște firme sau alte entități care vor face această formare și vor încasa foarte mulți bani din această formare. Iar anunțul este unul cumva îngrijorător din cauza că nu există nicio viziune efectivă. Zice, guvernul va trebui să vină cu legi, să găsim mecanisme, să aplicăm, să facem, adică nu avem o viziune de aplicare a lui, ceea ce ne îngrijorează tocmai pentru că neștiind cum să aplici în practică, înseamnă că nici n-ai identificat problemele încă din sistem. Și se pare că ele sunt ocolite din nou. Pentru că problema fundamentală a sistemului de învățământ este că el este ancorat într-o metodă veche, care nu se mai pliază pe nevoile actuale. Aproape nimeni în Europa nu mai are un astfel de sistem nereformat aproape deloc, ci chiar stricat. Dacă vă uitați într-un manual, nu înțelegeți mai nimic. Da, de exemplu, pe mine mă șochează că există în liceu, în clasa 11-a, dacă nu mă înșel, 12 manuale alternative la matematică. Aș putea înțelege, apropo de liceu teoretic și real, să fie două, dar 12 și la fizică la fel, sunt 11 sau 12 la fizică și 11 la matematică. Da. Arată și nu înțeleg rațiunea. Este o lipsă de viziune, lumea se înfruptă din acest buget al educației, pe aceste manuale. Am avut chiar o discuție în cadrul Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Educației pe tema acestor manuale și că se întârzia tipărirea lor. Le-am solicitat să separe conținutul, adică partea de învățământ, de cea de tipărire în licitație.
în felul ăsta nu mai ai probleme cu întârzieri în tipărire. Și au spus că nu putem pentru că nu ne permite legea. Și am zis, ba da, sigur că legea permite, numai că prin acest mijloc în care editurile controlează și conținutul pe care îl promovează și sunt interesele din spatele acestor licitații, ajungem să nu avem manuale pe bănci. Deci noi avem o problemă, vin copiii la școală și n-au manuale după care să învețe. Da, așa. Asta este, trebuie să ne punem în primul rând în gardă ce fel de oameni gestionează acest domeniu. Dar, mă rog, sunt mai mulți specialiști în această zonă. Am citit proiectul România Educată, lansat acum câțiva ani, nu mai știu. Nu conține nimic spectaculos, deci nu. Asta este, din păcate... Sau util, nu? Util ar fi trebuit să fie cuvântul... Da, însă revenind la... La laser, da. La marele laser, trebuie spus că noua conducere a Institutului a făcut eforturi mari pentru a relua dialogul cu partenerii europeni, întrucât această excludere din consorțiul european nu se datorează noii conduceri venite în anul trecut, ci este o problemă care ține și de funcționarii ministerului. Chiar consilierul... Da, ca să readucem aminte, noi n-am fost admiși din cauza nerespectării unui contract comercial până la urmă. La bază au existat aceste nu știu, scandaluri, neînțelegeri. Adică noi am stabilit cu Franța ceva și am cumpărat de la americani. Pe scurt, lucrurile nu stau chiar așa, dar pe scurt ne situăm în această paradigmă. Și atunci a existat o supărare, bineînțeles, în partea cealaltă și un refuz de dialog, deși s-au făcut eforturi mari din partea comisarilor europeni și ai guvernelor pentru a pune oamenii la masa dialogului și a găsi o soluție. Problema noastră este că nici n-aveam cum să fim primiți în acest ERIC, pentru că România nu a trimis la momentul oportun vreo aplicație către acest ERIC. Și atunci, odată cu schimbarea guvernului, s-a încercat pe ultima sută de metri să se trimită măcar un memorandum prin care solicitam să fim observatori fondatori, că nu se mai punea problema să fii membru acolo dacă n-ai trimis din 2019 când se începuseră lucrurile, pentru că nu mai erai primit la discuții. Și atunci nici măcar nu s-a trimis un astfel de document. Iar la nivelul ministerului, într-adevăr, sunt niște oameni care au întârziat nepermis, aș spune eu, poate chiar voit, pentru că avem aceste suspiciuni că ei tot timpul au fost partea, să zicem, întunecată a forței în zona asta a laserului și au întârziat până în ziua în care oamenii se întâlneau acolo să discute despre formarea acestui consorțiu. N-aveau cum să pună pe ordinea de zi un document pe care l-au primit în acea zi. A, la ei nu merge așa. Ei, la noi merge. Adică... Nu merge, adică l-au discutat la o cafea în pauză, bineînțeles, dar răspunsul a fost cel cunoscut. Și se fac mari eforturi în acest moment, s-au făcut pași, există o scrisoare din partea directorului Eli, în care este încurajatoare și este important totuși să tratăm cu realism și să nu ne mințim. Adică e bine să comunicăm publicului cum se întâmplă lucrurile. Că au fost niște scăpări chiar și ale ministrului în public, unde a spus că dacă vrem să intrăm în ERIC, ar trebui să schimbăm legislația, că trebuie să facem un transfer de proprietate de la IFIN, HH, gazda și proprietarul Eli către acest consorțiu. Ori așa ceva nu este adevărat, pentru că trebuie spus clar, consorțiul este format din state. Ori statele nu pot avea în proprietate bucăți de institut. Ele se unesc într-un consorțiu care au un management comun și nu e nevoie de o schimbare legislativă. Din cauza asta, ceea ce s-a vehiculat prin presă din partea unor oficiali este dezamăgitor. Din cauza asta, eu zic că nu mai are rost acum să mai umblăm cu povești, ci trebuie să privim înainte, pentru că noi toți trebuie să tragem, să scoatem acest proiect la lumină, pentru că dacă acest proiect cade, vă dați seama, nu numai credibilitatea, dar asta înseamnă niște datorii uriașe și practic nu știu cum se pot acoperi în viitor. Adică vorbim de sute de milioane de euro.
Vorbim de sute de milioane pentru că este un proiect european care are niște reguli. Dacă nu ți îndeplinești indicatorii din proiect, rambursezi sumele aferente neîndeplinirii acelor indicatori. Deja el a fost prelungit de 2 ori ca durată și există această problemă că o parte din bani, 30 de milioane, au fost deja plătiți către consorțiul Eurogamas și ei au livrat o parte din acea sursă. Aici am ajuns la acel contract. Și am ajuns la acel contract comercial și de unde a pornit, ca să zic așa, toată supărarea care s-a transformat la un moment dat și într-un soi de ostilitate, pentru că există niște sfidări din partea română și atunci pentru prima dată în istorie se ajunge la un nivel tehnologic care este la nivel de frontieră, adică nemai existând în acest moment în nicio instituție de cercetare din lume, să ajungi să disputa să fie tranșată într-un tribunal care ar trebui să țină cont și de niște date tehnice. Este un pic absurd și atunci întotdeauna, într-adevăr, în cercetare există diferențe de opinii, se nasc teorii și cel mai bine este să ajungi la o masă cu un mediator oficial, numai că partea română de la momentul respectiv n-a putut să facă acest lucru și ne-a aruncat în această nebunie, care de fapt este cumva benefic pentru cercetarea din România, pentru că iată, ajungem în presă să discutăm despre cercetare, cercetarea fiind cenușăreasa domeniilor economiei românești și avem un exemplu, dacă la nivelul ăsta, unde a existat sprijin politic, au existat bani, a existat și sprijinul presei care au popularizat acest proiect ca un proiect fanion, avem parte de un asemenea eșec, vă dați seama ce se întâmplă în celelalte institute care sunt ascunse publicului? Că pot să vă dau câteva exemple. M-ar fi, ia. Păi, chiar am scris recent pe site-ul Federației pentru că am devenit așa un soi de apărător al cercetătorilor agresați de prin institute și nu numai. Vorbeam despre un institut, se cheamă Urban Incerc, Institut de Cercetări în Urbanism și Construcții, unde s-a ajuns la un nivel al datoriilor la stat echivalent cu bugetul anual al institutului. Deci au acumulat niște datorii, nimeni din minister nu s-a sinchisit să întrebe ce se întâmplă acolo. Avem un director și o directoare economică ce au acaparat cam toate funcțiile. Dacă ne uităm în CV-ul lui, are cumva zeci de specializări din astea, de formări profesionale în toate domeniile pământului, deci așa, câte una pe zi. Ai ca la codurile ca așa, aia, da, și un lucru, cum să spun, destul de ciudat așa, este că chiar la imobilul în Pantelimon este institutul, acolo s-au construit chiar și un bloc sau niște blocuri. Deci au același număr de imobil cu institutul. Au trecut cu canalizarea prin curte să iasă în stradă să se lege la canalizare și au trecut prin canalizarea pluvială a institutului și s-a făcut o mare baltă după ploile astea și mergând acolo să cerceteze la fața locului o comisie, au constatat că s-a trecut prin terenul institutului, prin poate asta canalizare, de cercetare. Poate dar un el fiind de institut de cercetare în construcții, a apărut în curtea lui un bloc. Nu se mai pune problema de cercetare. Acolo lucrurile sunt de o agresivitate teribilă. Mai avem institute, pentru că nu ăsta este singur, sunt 43 în România. Am reușit ieri, după 15 ani de luptă asiduă, să scoatem din mâna unor grupări conectate la zona asta nomenclaturisto-securistă Institutul Național pentru Fizica Laserilor și am adus o conducere nouă, onestă, care nu face parte din acest sistem. Și a fost o luptă luptă teribilă în zona asta și dacă anul trecut la IFIN HH a răsărit soarele, iată că tot în Măgurele, la Institutul de Fizica Laserilor de lângă, avem această nouă reușită să scoatem cumva la lumină, pentru că lucrurile merg în niște direcții, nu vă puteți imagina. Practic, să mai faci cercetare este o foarte mare provocare. Sunt institute în care dacă intri într-o clădire și orice ușă aproape a unui laborator
dacă o deschizi, sigur există un aparat care nu funcționează de luni de zile și nu interesează pe nimeni din management să-l repare. Auziți, dar sunt, am văzut în PNRR, dacă nu mă înșel, sunt 2,3 miliarde de euro. Bine, el a grămat acolo suport pentru privat, pentru cercetare și inovare, dar totuși sunt niște bani. Dacă vor fi aprobați și vor veni, ce vom face cu ei? Aveți idee? V-a întrebat cineva? Domnule, voi cum vedeți din toată treaba asta apropo de PNRR? Din cât am reușit să deslușim din sumele astea puse destul de la grămadă, se pare că nu sunt mai mult de 300 de milioane pentru cercetare în suma aceasta. Este un program la cercetare făcut de șefa de cabinet a secretarului de stat de la acea vreme, care este și astăzi tot secretar de stat, și s-au gândit în stilul... În ce minister? În Ministerul Cercetării, că de acolo pleacă. Deci ei au coordonat acest proiect, să-l numim pe PNRR, care nu are însă niște ținte concrete. La cercetare poți avea niște idei concrete în ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui domeniu. Însă totul este așa superflu, nu avem ceva concret, deci este lăsat. Dacă trece de Bruxelles, înseamnă că i-am păcălit pe aia și ne descurcăm noi aici local cum împărțim lucrurile. Nu a existat o consultare cu cercetătorii pe această temă, nu. Am înțeles. La Agenția Spațială Europeană ce se mai întâmplă? Tot nu ne-am plătit cotizația. Agenția Spațială Europeană este cumva, într-adevăr, într-o problemă financiară din cauza României, dar nu prea îmi place să spun că România este de vină, că România sunt și eu și dumneavoastră și noi nu avem niciun amestec în toată tărășenia asta. Guvernele României. Guvernele României și anumite grupuri care au acces la aceste fonduri și la relația cu ESA, cu European Space Agency. Practic, în România, entitatea care colaborează se numește Agenția Spațială Română, prescurtat ROSA. Această entitate este una bine ascunsă publicului. Din ce motiv? Are o hotărâre de guvern de reorganizare de prin 1995. Ea are 5, 6, 7 articole, nu știu, foarte scurtă. Și spune că se vor aproba prin ordin de ministru regulamentul de organizare și funcționare, celelalte elemente de statut ale unei instituții publice, că este o instituție publică în subordinea Ministerului Cercetării. Aceste ordine însă nici nu sunt publicate prin monitor oficial, deci abia le-am găsit după niște cereri făcute, bine direcționat, pentru că nu înțelegeam care este structura organizatorică, ce buget, nu apare nicăieri afișat. Sunt niște mici rapoarte din care răzbat câteva indicii care ne-au pus pe noi pe gânduri referitor la modul în care sunt cheltuiți acești bani. Trebuie o altă cercetare acolo ca să... Da, 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 am făcut cercetare. Păi, aici e frumusețea, chiar discutam inclusiv cu niște procurori, că am ajuns să comunicăm și procurorilor anumite abuzuri care au loc și discutam despre acest instrument al cercetării, care este științifică, penală, cumva se aseamănă și... Ne-am întors la regulile ESA, unde ESA spune foarte clar, este convenția la care noi am aderat și care reprezintă statutul acestei organizații și cu obligații pentru România. Și acolo spune că o țară membră plătește o cotizație. În afară de cotizație, statul membru, dacă vrea să participe la anumite programe opționale ale ESA, pe lângă cele din cadrul priorităților lor principale, pot trimite o scrisoare de intenție, vrem să participăm la programul acesta, programul acesta și acesta. Nu vrem să participăm la restul. Când te înscrii să participi la aceste programe, trebuie să trimiți un draft al ceea ce vrei să faci pentru aceste propuneri. Aceste drafturi nu se regăsesc nicăieri în public. Au fost și solicitate, dar nu prea nu sunt comunicate, se invocă tot felul de tertipuri. Și atunci ajungem de aici la întrebarea dumneavoastră că n-am plătit cotizația
la ESA pentru aceste programe opționale. E foarte interesant că banii către Agenția Spațială Europeană se plătesc în urma adoptării unei hotărâri de guvern în care se hotărăște această sumă de bani se plătește către ESA. Surpriza vine din faptul că acești bani care sunt plătiți către ESA nu au o destinație clară. Nu se spune plătim programul opțional X, programul opțional Y sau Z. Deci este o sumă globală și nu se știe ce să plătește cu ea. Ori... Adică asta sună ca o mafie spațială, așa, pe europeană. Că fără acordul celor de la ESA, nu cred că s-ar putea face... ESA încasează banii și atunci pe ei nu interesează ce scrie în hotărârea de guvern a României. Problema României este că din aceste sume plătite, nu știm momentan câte se întorc în țară sub formă de proiecte. 20%, 30%, 40% maxim. Cei de la ESA zic 80%. Este posibil, dar am vrea să și vedem un pic, pentru că dacă se întorc 80% în țară, ceea ce vă spun, nu este credibil această sumă, acest procent, în România nu se știe unde sunt proiectele. Deci aceste proiecte nu au un anunț de lansare. Păi și cum ajung banii la cei de la ROSA? Banii pentru cei de la ROSA în aceste tipuri de competiție pe programul ESA vin de la ESA, urmând ca statul să ramburseze, să acopere cheltuiala făcută de ESA. Adică nu se așteaptă ca o fluctuație de guvern să perturbe o astfel de desfășurare de activități științifice spațiale. Și atunci ESA antamează sumele de bani pentru proiecte necesare, urmând ca statele să ramburseze ESA acești bani. Din cauza asta avem noi datorie către ESA, pentru că ESA a dat banii. Problema este că statul român, și am discutat cu oficial din Ministerul Cercetării, statul român nu are habar pe ce proiecte s-au dus acești bani la acest moment. Deci nu știe unde s-au dus banii. Pentru că nu există niciun anunț. Nu găsiți o listă de proiecte nicăieri. Nicăieri nu se găsește. De ce sume vorbim? Păi spre 114 milioane de euro erau anul trecut. 114 milioane de euro? Așa era datoria anul trecut. Deci... Pe semne, pare că noi studiem găurile negre din punct de vedere financiar la Agenția Spațială Românească. Da, bun. Haideți să mai dau o veste și telespectatorilor în premieră aici la Metropola TV și are legătură cu Institutul Cantacuzino. Potrivit noi structuri organizatorice a Institutului, a fost desființată o secție. Numai că nu este vorba de orice secție. Este cea care producea sau ar fi trebuit să producă vaccinul împotriva tuberculozei. Nu ar fi mare lucru, se tot desființează chestii, de ce ne-ar interesa așa ceva? Ei, în primul rând, pentru că au promis că nu vor desființa nimic, vă aduceți aminte. În al doilea rând, pentru că România este una dintre țările fruntașe la capitolul tuberculoză. Prima la capitolul îmbolnăviri, a doua la mortalitate, dacă este să fim foarte exact. Lituania are cea mai mare rată din rândul statelor membre UE, cu 60 de decese de tuberculoză la un milion de locuitori. Iar țara noastră se află pe locul al doilea cu 50 de decese de tuberculoză la un milion de locuitori. Așadar, la Cantacuzino, în afară de clădirea de birouri de care vă mai spuneam aici, că se construiește nicio arie de producție, apropo de vaccinuri și de perioada prin care trecem, încep să se desființeze lucruri. Bine, s-a închis și laboratorul de analize medicale sau, de fapt, a fost difuzat sau infuzat către centre, așa zisele centre de referință de acolo, centre de referință care ar fi trebuit să facă cercetare, dar, evident, n-au la îndemână mare lucru pentru a face acest lucru. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă la Institutul Cantacuzino, de parcă după, vă ce ți-aminte, în urmă cu două luni a fost decorat Institutul Cantacuzino cu mare pompă de politicienii români, inclusiv ministrul apărării a fost decorat. Pare că după ce a fost decorat,
a ajuns să fie executat pur și simplu de autorități. Deci, domnule Purescu, nu știu, mie mi se pare de-a dreptul șocant și scandalos ca într-o astfel de perioadă, un astfel de institut să nu fie ajutat să producă, să cerceteze, apropo de SARS-CoV-2, ci dimpotrivă să fie pur și simplu lichidat. Oamenii de acolo se vor împrăștia la un moment dat și asta este o mare pierdere, că nu găsești astfel de cercetători după colț sau la vreun supermarket de cercetători. Este de-a dreptul că astăzi a fost criză de vaccin BCG, antituberculoză, s-au importat 400.000 de doze la 4 dolari bucata, asta înseamnă 1.600.000 de dolari. Deci numai pentru 400.000 de doze. Și incredibil, dumneavoastră cum vedeți situația de acolo? Cunosc de câțiva ani buni situația de la Cantacuzino, pentru că ni s-a cerut sprijinul să ajutăm pe salariații de acolo. Chiar înainte de a trece la Ministerul Apărării, au trecut prin Ministerul Sănătății, Ministerul Cercetării, apoi la Ministerul Apărării și au fost foarte multe nereguli la nivelul conducerii. Este de reținut faptul că unul dintre artizanii sau cea mai grea perioadă pentru Cantacuzino a fost mandatul domnului Adrian Ionel, care a fost numit de la Unifarm, celebru pentru achizițiile cu măști în pandemie și toate escrocheriile relatate de presă. El a fost director acolo, unde a luat institutul ca pe propria curte și a făcut ce a vrut. Deci nu exista să se respecte vreo normă legală. Deci și-a dat spor de conducere, el fiind director general numit, și-a dat și spor de conducere 55%. Există un raport al Curții de Conturi, în sfârșit. Și l-a preocupat mai puțin soarta. Și au făcut tot felul de plăți. Adică sunt documente care ne-au fost și nouă transmise la vremea respectivă. Am făcut ce am putut să-i ajutăm pe cei de acolo să reziste, pentru că ei nu erau pregătiți pe zona asta de cercetare foarte bine, nefiind mulți cercetători. Sunt personal auxiliar, biologi, chimiști, cercetători sunt mai puțini. Dar legăm iarăși de România educată. Spunea domnul președinte că trebuie să avem o România educată ca să înțeleagă oamenii importanța vaccinurilor. Asta ne-a spus domnul președinte. Da, dar poate ne-ar ajuta să avem vaccinul mai aproape de noi, să-l înțelegem, da, exact. Să-l vedem. Mai ales în vremurile astea. Vin vremuri în care nu știm, încă nu se știe care este originea SARS-CoV-2 cu exactitate și atunci va trebui probabil într-o lume tot mai poluată în care, iată, animalele ies din păduri și își caută hrana și alte lucruri în zonele locuite. Ar trebui într-adevăr să ne punem problema să avem un străjer de gardă. Cantacuzino trebuie să fie straja noastră de apărare. Și ea a fost distrus bucată cu bucată. O mare vină are armata română. Armata română a desăvârșit conducerea Institutului Cantacuzino. Presa scrie cine e rudă, cu ciucă, cu, în sfârșit, miniștri. Toți sunt într-o da, pare zonă că din e o fabrică de legături, de generali, de ieși da, la da, pensie. Exact. Mai puțin fabrică exact. De vaccin. Nu sunt interesați. Acolo este o și ofensivă și chiar discutam cu câțiva cercetători care mi-au sunat la începutul pandemiei, pentru că pur și simplu toată țara, toți oamenii, presa a țipat, domnule, să testăm mai mult. Ei aveau 5 aparate de testare PCR, 4 funcționau, unul era stricat la momentul respectiv și lucrau 14-16 ore pe zi, sâmbătă, duminică. Sâmbăta, duminica, mai puțin, că totuși câteva ore trebuiau și ei să se odihnească, personalul era puțin, deci lucrau toți, nu exista zi liberă și s-a pus problema, dumne, dar dați-ne și nouă o sumă de bani că muncim aici non-stop, adică nu putem pe același salariu, acolo salariile sunt de mizerie, adică să ne înțelegem, nu vă închipuiți că se iau cine știe ce salariu, nici vorbă. Ăsta e și motivul pentru care tineri cercetători nu prea au mai venit La Cantacuzino, unul dintre motive, al doilea fiind această conducere care nu agrea pur și simplu cercetare. Ei aveau alte treburi private și atunci Institutul Cantacuzino este pe splaiul Independenței, da, la eroilor, are o suprafață mare de teren și mai are și un teren în Băneasa.
Este și o țintă imobiliară foarte importantă, Institutul Cantacuzino, dacă el dispare. Însă să nu mai ai niciun fel de gardă în momentul în care apare o problemă, să fim descoperiți în această zonă, deși noi am avut oameni celebri în microbiologie, este un pericol și este o inconștiență totală din partea autorităților și poate că și noi ar trebui tot mai des să punem problema în public, cât de des putem, alături de frișări, iată și acest, ia dosarul, dă dosarul cu Roșia Montană, nu știm ce se întâmplă, ba e UNESCO, ba nu e UNESCO, sunt probleme care ne vor afecta grav în viitor și ne vom uita și nu vom avea unde să cerem ajutor. Bun, dar cum credeți că poate fi rezolvată situația de acolo? Am înțeles, pe vremuri politicul civilii, să spunem, a făcut praf institut sau au început. Acum a fost trecut la armată tocmai în ideea să fie organizat, să înceapă producția, să. A ieșuat și mai rău. Ce trebuie făcut acolo? Ce se poate face? Cum pot salva o astfel de instituție? Ele în afară se află, de parchet. Ele se află, DNA. Ele se află într-un sistem de organizare foarte ciudat. Primul lucru, trebuie scos de la armată și întors la Ministerul Cercetării. Pentru că el trebuie să redevină un institut de cercetare în primul rând, cu toate anexele unei astfel de activități în microbiologie, cu legături, bineînțeles, strânse cu Facultatea de Medicină și celelalte entități. Dar noi avem nevoie de personalități care să fie într-un board, într-un consiliu de administrație care să supravegheze, poate chiar un consiliu de supraveghere, cum există ANRE-ul și alte consilii de supraveghere a acestor instituții strategice, pentru că este o instituție strategică, Institutul Cantacuzino, și e nevoie ca politicul să înțeleagă, să prioritizeze ceea ce avem nevoie. Și e un lucru Cantacuzino de care avem nevoie. Adică să-i lase în pace pe oamenii ăștia, să-și vadă ei de treaba lor, eventual să-i ajute în organizare. Am auzit inclusiv ideea spusă de cei din armată că ar trebui mutat institutul la marginea orașului, că e periculos să fie în centru. Stăteam și mă întrebam, bun, dacă un virus din Wuhan a ajuns într-o lună în București, exact, sau, mă rog, două luni, să spunem, de la Băneasa până în Calea Victoriei, în cât timp ajunge? Da, este viziunea... Clar un interes imobiliar aici. Da, este viziunea armatei educate. Bine educate, da. Credeți că, mai avem două minute, credeți că anul viitor vom discuta altfel despre cercetare, ceva mai optimist, sau o să reluăm aceleași teme cu mafia spațială și găurile negre de la Rosa, Institutul Cantacuzino care o să stea într-o clădire de birouri, laserul de la Măgurele care se va chinui în continuare să intre în consorțiul european, etc. Nu mai spun, Institutul Național al Lemnului era un alt exemplu. Ne plângem de defrișări, de modul în care exploatăm pădurile, dar Institutul ăsta Național al Lemnului n-a mai fost, după desființare, n-a mai fost recreat de nimeni și de nimic. Există un institut de cercetare, se cheamă Institutul de Cercetare în Silvicultură, Marin Drăcea, este în voluntari. Acolo este un imens scandal în acest moment, pentru că ei au în structura organizatorică un departament care se cheamă Inventarul Forestier Național, cel care dă, după metode științifice recunoscute în Europa, că și alte țări fac același lucru, ne dă nouă publicului cantitatea de lemn recoltată anual din România. Și acest indicator, volumul de lemn recoltat se numește, a speriat pe foarte multă lume când s-a anunțat în 2018 sau când a fost că se recoltează 38 de milioane de metri cub de lemn pe an din România, iar în acte figurează doar vreo 20. Bineînțeles că au început să represalii și acolo cercetătorii trebuie să iasă la calcul, sunt purtați prin comisii de disciplină și așa mai departe. Deci lucrurile capătă astfel de turnură de
teroare de amenințare pentru eliminarea acestora. Se vor schimba lucrurile? Eu cred că se vor schimba, pentru că nici noi nu ne vom lăsa și deja am salvat, iată, două institute naționale, câte unul pe an măcar, dacă reușim să salvăm în această zonă, dar eu sper ca vocile să se înmulțească și să trecem la 2, 3, 4 institute pe an să le salvăm. Ajutați și pe cei de la Cantacuzino. Îi ajutăm, sigur. Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Să ne revedem în ora următoare, în partea a doua a emisiunii, cu, evident, foarte multe teme politice.